Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 15 consilieri din totalul de 21 funcție. Vă supun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței din 13 februarie 2020. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Unanimitate. În vederea adoptării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, sunt necesare 15 voturi pentru majoritate calificată la punctul suplimentar 1, celelalte proiecte de hotărâri cu 11 voturi, majoritate absolută. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu, bine ați venit la ședința de Consiliu Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 182 din 21-2020. Pe ordinea de zi sunt 3 proiecte, 7 suplimentare, plus raportul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! O abținere, da? O abținere la domnul Bolvan. Bun. Proiectul numărul 1. Privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții, ESA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, proiect tip, construire bază sportivă tip 1. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 3. Privind încheierea unui acord de asociere. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 4, privind modificarea HCL 197 din 2019, privind preluarea în proprietate a municipiului Roman a unui apartament. Avizul Comisiei pentru Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Discuții. Discuții. La toate punctele suplimentare care au apărut cu ordinea de zi, nu voi participa la vot. Și vreau să-mi explic și de ce fac aceasta. Pentru că de vine s-au afișat pe site-ul primăriei foarte corect cele 3 proiecte pe care le-am votat din toată inima. Luni ne-a anunțat că marți la ora 14 avem ședința pe comisie. Foarte corect. Ne-am prezentat. Doar alea 3 proiecte. Zic, domnule, facă atâta, atâta. Și ne trezim cu unde 7. Le-am luat, le-am citit. În afară de proiectul 6, care într-adevăr e mai complex, e cu rectificare, cu proiecte europene, care era într-adevăr de lucru mai elaborat, celelalte 5, un apartament, o inventariere, se puteau astea face în maxim 2 ore. Adică luni și marți până la 2 puteau fi puse ca să le discutăm și noi. Că nu era ceva de elaborat, ceva foarte greu. A, dacă ar fi fost un proiect european, mi-a venit că trebuie să completăm, nu știu ce, să facem modificări. Am înțeles, noi întotdeauna am sărit, am venit. Și asta am asigurat majoritatea absolută. Noi am fost cornești, așa am făcut în ședința de Consiliu Local, doar administrație publică. Și am lucrat foarte bine cu domnul primar Mitu. Problema, cum a fost la ședința trecută, cu 3 minute înainte, mi s-au băgat mapele în tablete. Am înțeles. Și atunci, pentru Roman și Romașcan, după 5 luni de chin cu apa, promițându-ne domnul primar că Romanul nu va fi penalizat și că ne va pregăta în scris cu niciun leu, că ne gândim cum ne va treaba cu stația de curare, cu... și că vom avea servicii mai bune, că va fi prețul mai mic, am votat din toată inima, cu toate că nu știu dacă e
va fi legală dacă noi ordinele de zi am primit un timp cu ședință. În fin, asta e durerea mea și am mai explicat și lui domn primar și la comisie. De câte ori a venit, de câte ori a fost chemat, a venit și la comisia juridică. Nu pot să zic că n-am avut o conlucrare bună. Dar când vezi cinci proiecte care sunt foarte, foarte minore, nu a fost nimic deosebit, să le duci până miercuri după masă să le faci. Vă mulțumesc că m-ați atavă răbdare și m-ați ascultat. Da, eu vreau să încep prin a vă mulțumi tuturor consilierilor locali pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă mereu când am avut situații de urgență. Știți foarte bine că am avut foarte multe ședințe care au avut și caracter de îndată și întotdeauna v-am mulțumit. Voiam să fac la sfârșitul ședinței, o fac și acum pentru a vă mulțumi pentru buna colaborare pe care am avut-o, cel puțin din punct de vedere administrativ. Eu zic că la nivelul Consiliului Local am avut o activitate foarte bună și care se regăsește până la urmă și în proiectele de dezvoltare care se implementează în momentul de față în Roman și este meritul dumneavoastră al tuturor. În al doilea rând, vreau să vă informez că o parte din aceste proiecte care au apărut suplimentar au apărut inclusiv pe parcursul zilei de marți și am avut solicitări inclusiv de la SACIS. Această îndreptare sau eroare care a trebuit corectată cu apartamentul este un domn foarte în vârstă de la blocul Bulină. Noi încercăm să venim în sprijinul domniei sale. Bineînțeles, urmărim și interesul nostru de a avea un portofoliu cât mai mare de locuințe pe care să le oferim ca și locuințe de serviciu pentru medici. De asemenea, vreau să vă spun că practica aceasta a proiectelor de hotărâre cu o zi înainte este una încă bună. Dacă vă uitați la Consiliul Județean, o să vedeți că acolo președintele Consiliului Județean dă mava cu proiectele suplimentare cu jumătate de oră înainte de ședință. Eu nu am auzit pe nimeni să, cel puțin din zona dumneavoastră, să se plânde de acest lucru și nici n-am auzit să fie invocate motive de nelegalitate când se dau mapele cu jumătate de oră înainte de ședință. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vă invit pe oricare dintre dumneavoastră să încercați să redactați un proiect de hotărâre cu raportul de specialitate și cu referatul de aprobare. Și după aceea să vă exprimați opinii vis-a-vis de cât de repede se scrie sau se concepe un astfel de proiect. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumim. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 5. Da, mi-ați ridicat mâna. Am spus că nu particip la... A, nu participă. A, deja nu sunt. Deci luați în calcul. E foarte important. E ok, e ok. Deci luați în calcul la toate proiectele suplimentare să faceți declarația. Abține la vot. Am zis. Nu abține. Nu participă. Nu participă. Gata. Proiectul numărul 5, suplimentar, privind transmiterea în folosința gratuită a unui teren în vederea extinderii cimitirului uman din cartierul Nicolae Băcescu. Avizul Comisiei pentru Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Consilier, formal. Proiectul numărul 6, privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local ca în 2020. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? O abținere. Proiectul numărul 7, privind aprobarea intentării parțială al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 8, privind acordarea unui mandat special în vederea exprimării votului în Aga Arsacis.
Avizul Comisiei pentru Administrație Publică? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul? O abține. Domnul Consiliar Patrașcu. Se abține. Proiectul numărul 9. Privind încetarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea centrului local Apia Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Consiliar Patrașcu. Proiectul numărul 10, privind organizarea evenimentului de interes local Târgul de Paște 2020 în municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Da. Încă o dată vă mulțumesc și la finalul ședinței pentru disponibilitatea pe care ați dat dovadă, știuți fiind faptul că luna februarie a fost luna în care am aprobat bugetul, ședința ordinară am ținut-o la începutul acestei luni.